În fiecare săptămână moare un copil și alții 41 suferă traume din neatenția maturilor. Una dintre principalele cauze de deces a copiilor mici din Moldova. Tu ești conștient că pentru copilul tău mic toate obiectele periculoase din casă par jucării? Fierul de călcat încins, ceainicul fierbinte, medicamentele, cuțitul, prizele. O clipă de neatenție poate fi de neîntors. Tu ești responsabil de viața sa. Vezi unde e copilul tău, acum, în fiecare clipă.